Numărul clienților care au venit în showroom-urile auto pentru a beneficia de bonusul prin programul RAB a crescut simțitor încă din prima zi. Am o mașină veche și nu mai e competitivă și trebuie să o schimb. Mai ales că văd că sunt produse bune aici. Este bun. Cui credeți că îi se adresează? Celor mai cu venituri mai puține așa, mai mici. Vă ajută? Vă ajută mult? Da, da, foarte mult. Se mai înnoiește parcul auto, dar acum să fie cât mai mulți bani. Adică, totuși, mașinile sunt foarte scumpe, calitatea pentru calitate trebuie să plătești și cu invazia asta de mașini second nu e prea tentant. Îmi place să, când intru o mașină, să miroase a nou. Deci să vede o mașină nouă, oricât second, oricât ar fi el de bine întreținut, tot este o mașină care a mai fost la altcuiva. Și dealerii auto sunt pregătiți să facă față valului de cereri. Astăzi s-a dat drumul la aplicație și atunci deja trebuie să introducem în sistem clienții pe care noi deja i-am rezervat și mașinile pe care le-am rezervat pentru ei. Și totodată se vede deja și printre traficul de showroom că a crescut foarte mult. Aș putea spune că în dimineața aceasta, deci în decurs de 4 ore, numărul de clienți care ne-au pășit pragul a fost dublu. În primul val, în martie, în două săptămâni s-au dus toate locurile. Acum nu știu ce să vă spun, având în vedere că deja în primăvară a fost primul val, vom vedea. Anul trecut, de exemplu, dar au fost mult mai puține locuri, valul 2 a ținut o jumătate de oră. Într-o jumătate de oră s-au epuizat toate locurile, dar au fost foarte puține. Am observat că este o creștere extraordinară față de 2016, când am vândut 300 de mașini, și de 2017, când am vândut 380, până acum avem peste 520 de mașini vândute, ceea ce ne bucură. Bineînțeles, abia a început programul Rabla și mă aștept să mai iau comenzi. Pentru mașinile mai puțin poluante, guvernul acordă ecobonusuri. Statul le dă o primă de 10.000 de euro și dacă merg și pe programul Rabla, mai au 1.400 de euro. Deci 11.400 de euro sunt scăzuți din prețul mașinii. După ce s-au scăzut, da, ajunge, depinde. Pe o marcă ajungem cu ea la 21.000 de euro, pe altă marcă la 23.000 de euro. Pentru cei care vor să achiziționeze un autoturism hibrid, guvernul acordă în plus un ecobonus de 1.700 de lei. Ecobonusurile se pot cumula astfel că suma maximă pe care o poate deține un proprietar este de 9.200 de lei. Pentru a putea obține prima decasare, mașinile ce urmează a fi scoase din circulație trebuie să aibă minim 8 ani.